petrec câteva zile din concediu, probabil. Uitați, bărți! Suriță în larg, marea, vechi oraș. Asta e port. S-a deshidratat. Da, e? Da, ce al treilea reper pentru orientare. Atunci când coborâți, veți coborâ tot pe strada asta, vedeți clădirea asta, alt chei și vă încurcați. La stânga, dați de piață, la dreapta, la peștelor, la ora actuală, nu știu care sunt clădirile oficiale. Fabrica Raman, din ora. Noi mergem acum ușor, ușor, pe o străduță în pantă, ca să nu obosim și ajungem la obiectivul nostru principal. Și asta și de acord? Aceeași patrate rămâncoase. Hai aici, hai! Niște jocuri de lumini că nebunește camera. Da? Da. Biserică. Trei nave. Sfânta Eufemia și cu roata pe care a fost trasă, pentru că n-a fost mâncată de lei, așa spune mitul. Sarcofagul Sfintei Eufemia. În cinste care a fost făcut această biserică. Mâncat-o? Atar-o din stânga. Thank you.
uitat, așa. Și zicea că ce-a venit de acolo, ca să fie un decor italian. Și cu arcada asta e foarte interesantă, știi? Și umbre frumoase.